Salut și bine v-am regăsit la un nou episod al emisiunii Sunetul Banilor. Astăzi vom discuta despre ultimele evenimente de la BVB, despre un posibil parteneriat dintre Apple și Formula 1 și despre situația randamentelor titlurilor de stat din SUA. Să începem! Acționarii fondului proprietate au încasat în această săptămână 9,2 miliarde de lei în urma distribuirii de dividende speciale. Deși volumele tranzacționate au crescut câteva ședințe, sumele încasate nu au avut un impact ridicat asupra cotaților, fiind probabil ca investitorii să aștepte prețuri mai avantajoase pentru a intra în piață, având în vedere că indicele BET se află în apropierea maximelor istorice. Tot săptămâna aceasta s-a încheiat și cea mai recentă emisiune de titluri de stat Fidelis, cu sume mai mici atrase decât în tranșa anterioară. Investitorii au subscris peste 500 de milioane de lei și aproape 200 de milioane de euro în cele trei, respectiv două tranșe oferite de Ministerul Finanțelor. Tranzacția s-a efectuat miercuri, iar subscriitorii pot regăsi titurile în portofoliu, fiind disponibile la tranzacționare începând din 9 octombrie. Arops Transilvania Software a raportat o creștere de 90% a afacerilor în prima jumătate a acestui an, ajungând până la 241,1 milioane de lei. Creșterea cifrei de afaceri se datorează atât creșterii organice, cât și aportului noilor companii achiziționate. De asemenea, o contribuție importantă la această creștere au avut-o și contractarea de noi proiecte în zona de furnizare de servicii software, creșterea echipelor existente, dar și extinderea colaborării cu clienți existenți. Pe partea de profitabilitate însă, compania a avut o înjumătățire a marjelor, rezultând într-un profit similar cu cel de anul trecut. Impact Developer and Contractor a raportat emisiunea de obligațiuni în valoare de 8 milioane de euro, cu scadență în 2027 și cu alocare către investitori instituționali. Veniturile din emisiunea de obligațiuni vor fi utilizate pentru a finanța activitatea curentă a societății și noile proiecte rezidențiale care urmează a fi dezvoltate în viitorul apropiat. Prospecțiuni anunță semnarea unui contract semnificativ cu RomGaz, care se va derula pe baza de comenzi de lucrări. Obiectul contractului se referă la servicii de investigații geofizice în gaura tubată, cu o durată de 24 de luni și o valoare maximă de 16 milioane de lei. Formula 1 ar putea reprezenta următorul mare eveniment sportiv distribuit prin Apple TV+. Plus. Apple ar fi dispusă să plătească 2 miliarde de dolari pe an pentru a dobândi drepturile exclusive de streaming pentru Formula 1, susțin surse citate de Business F1. Posibila viitoare propunere a Apple ar aduce pentru Formula 1 aproximativ dublul banilor pe care aceasta îi primește în prezent pentru drepturile globale de distribuție totuși, pentru ca Apple să nu aștepte câțiva ani până când contractele actuale vor expira pentru a ajunge să dețină drepturile exclusive, compania ar dori un contract în care suma plătită și disponibilitatea să crească treptat și concomitent în anii care vor urma. Miliardarul Bill Ackman a declarat că ar fi interesat de relistarea Twitter, cunoscut acum sub denumirea X după ce a lansat un nou vehicul de investiții care vizează companiile private care doresc să strângă 1,5 miliarde de dolari sau mai mult și eventual să le facă publice. Astfel, dacă Elon Musk ar fi dispus să facă un pas în această direcție, o listare printr-un astfel de vehicul ar fi mult mai rapidă decât un IPO clasic. Randamentele titurilor de stat din Marea Britanie au atins maximele ultimilor 25 de ani, fiind influențate de contextul actual și de randamentele în creștere pe toate piețele importante. Și în cazul Statelor Unite, randamentele se află la maximele de la criza financiară din 2007 încoace, pe fondul declarațiilor Fed din ultima ședință, conform cărora dobânzile ar rămâne în teritoriu restrictiv o perioadă mai lungă de timp. Astfel, apariția unor informații despre încetinirea economiei ar putea aduce optimism în privința acțiunilor Fed în ședințele viitoare, băncile centrale încercând să evite intrarea într-o recesiune. Randamentele titurilor de stat sunt atent urmărite de către investitori, pentru că reprezintă o alternativă tot mai atractivă de investiții, cu un risc mai redus decât cel al acțiunilor. Astfel, creșterile de randament se corelează de obicei cu corecții în piețe. Acestea fiind spuse, vă așteptăm și săptămâna viitoare pentru a afla principalele trenduri ale săptămânii. Nu uitați să dați like, share și subscribe, dar nu în ultimul rând să dați valoare informațiilor prezentate astăzi. Până data viitoare, investiți inteligent!